sute de credincioși care poartă numele de Ștefan sau Ștefana sărbătoresc pe 27 decembrie ziua numelui. Credincioșii au mers la biserică și s-au rugat pentru sănătatea lor și a celor dragi, dar și pentru locuri de muncă. Sfântul Ștefan a fost omorât cu petre, a fost chinuit. Ce să facem? Trebuie să respectăm. Și acum ați venit să vă rugați? Da, ne rugăm pentru să ne ajute, că el nu mai e păcătos, el a ajuns sus, iar noi să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu sănătate și nouă. Pentru sănătate, pentru copii, pentru soț, pentru servici. Vă pune speranțele în credință. Eu am venit pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Am o soră care o chema Ștefan. Am avut. Potrivit Noului Testament, Sfântul Ștefan a fost cel care s-a jertfit pentru creștinism. El era un ucenic al Sfinților Apostoli și s-a dovedit a avea o viață sfântă, o slujire dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pentru această slujire a sa și pentru faptul că el reușea să atragă pe mulți dintre iudei și păgâni la creștinătate, a fost invidiat de ceilalți, de iudei, de păgâni, și de aceea s-a dat poruncă să fie ucis cu pietre. Sfântul Ștefan, diaconul, este sărbătorit de creștinii romano-catolici, anglicani, reformați, evanghelici și unitarieni pe 26 decembrie, iar de cei ortodoxi și greco-catolici pe 27 decembrie. Numele Ștefan este de origine greacă și semnifică ghirlanda, coroana sau cununa cu care erau răsplătiți pe vremuri învingătorii. Aproximativ 400.000 de români poartă numele de Ștefan, Ștefania și derivatele lor.